Expoziția redă într-un mod extrem de sugestiv, susținut în primul rând prin planșe fotoinformative, modul în care strămoșii noștri daci se foloseau de oasele și coarnele animalelor pentru a-și confecționa unelte, arme ori podoabe. După cum a precizat la vernisajul de azi arheologul sălăjean Horia Pop, expoziția a fost realizată de arheologii din Deva și este itinerată în întreaga țară. Este de fapt un material, o materie primă care nu cunoaște întreruperi. Dacă a fost una din primele materii prime de care s-au folosit oamenii, și în ziua de azi veți descoperi sau sigur găsiți sau aveți chiar în posesie obiecte realizate acum, în ziua de azi, din os sau din cor. Ceea ce expunem și ceea ce prezentăm este un expus foarte documentat și foarte bine pus la punct prin această prelucrare a osului și cornului, și totodată cele mai reprezentativă piese descoperite în așezări și cetăți dacice din sudul Transilvaniei, pentru că aici e vorba de piese care provin din cercetarea rupice realizată de colegii de la muzee din sudul Transilvaniei. Contextul în care arheologii deveni au ajuns să conceapă o astfel de expoziție a fost explicat de Iosif Vasile Ferenț, cercetător științific în cadrul Muzeului din Deva. Sigur, am pornit cu ideea acestei expoziții în momentul în care am descoperit în cercetările pe teren un atelier în care un meșter, alături de obiecte realizate din alte materii prime, precum fierul sau bronzul, realizat și obiecte din materii dure animale, asta însemnând puțin mai mult decât os și corn, însemnând și dinții animalelor, dar și cochilide, melci și alte astfel de materii prime. Am încercat să surprindem, în special ca secvență temporală, meșteșugul acesta în epoca regatului dac, ținând cont și de faptul că este un subiect mai puțin abordat și în literatura de specialitate, mai puțin cunoscut de către specialiști și poate mai puțin de către publicul larg. Într-un colț al expoziției, vizitatorii pot viziona și un film în care este redată tehnica folosită de daci în realizarea obiectelor din corn și os. Expoziția va putea fi vizitată până în data de 15 ianuarie 2014.